Suntem înapoi în direct la K1 România și iată ce prezentare pentru românul nostru Raul Cătinaș. Meci greu pentru el în această seară împotriva fostului campion K1 Statelor Americii, Carter Williams. Cel mai tânăr participant în această gală, Raul Cătinaș, 21 de ani, din Lugoj, 1,82 m înălțime, peste 100 de kilograme. Este antrenat de numai puțin de 3 oameni. Dennis Carroll din Olanda, de la Super Pro, Marcel Drăgan de la Lugoj și Adrian Mihai de la Atlasiv, cu Tocaia Atlasiv din Sibiu. 11 victorii pentru Raul, 3 înfrângeri, 1,82 m și 102 kilograme. Adversarul său vine din Statele Unite ale Americii, fost câștigător K1 Las Vegas în 2003. Despre Carter Williams, un american în vârstă de 30 de ani, 1,87 m înălțime, 110 kg. 33 de victorii în kickbox, 16 înfrângeri, 2 egaluri, are 2 meciuri câștigate în box, un profesionist, a făcut o tranziție fără succes la arte marțiale mixte, acolo unde are 3 înfrângeri alături de 3 victorii. Victorii importante pentru el în fața lui Khalid Diphaus, Michael McDonald, Bjorn Bregis sau Gary Goodrich. În 2010 a luptat o singură dată împotriva lui Allen Ngalini din Camerun, a pierdut prin knockout. Un sportiv care a avut mari probleme cu drogurile, un sportiv care a fost suspendat pentru că a fost prins dopat. Timp de 2 ani de zile nu a mai luptat, a revenit anul trecut, a avut meciuri pe arte marțiale, pe reguli de arte marțiale mixte și acum iată-l în acest an, deja la al doilea meci pe reguli de K1. Dacă în 2010 Carter Williams a fost înfrâns de Allen Ngalini, Raul Cătinaș s-a răzbunat, l-a învins pe Cevat Poturac după ce pierduse împotriva acestuia în octombrie la Arad. Aplauze pentru românul nostru Raul Cătinaș. Unul dintre cei mai talentați sportivi din România, un luptător care are tot viitorul înainte. 21 de ani pentru Raul Cătinaș. Meciuri grele pentru români în superfight-urile din această seară. Mai urmează Cătălin Moroșanu împotriva lui Errol Zimmerman, dar și Ionuț Iftimoaie față în față cu Ray Sefo. Ceva probleme acolo cu mănușile americanului. Carter Williams n-a venit blindat 100% de la vestiare. Cezar Gheorghe verifică să nu existe probleme de multe ori atunci când șireturile nu sunt acoperite de bandaj. Acestea pot provoca leziuni. Extrem de încrezător Carter Williams îl privește sfidător pe Raul Cătinaș. Imediat după această luptă urmează semifinalele. Primul meci, Mighty Mo împotriva lui Sebastian Ciobanu. În a doua semifinală, Alexei Ignașov împotriva lui Freddy Chemaion. Începe meciul dintre Cătinaș și Carter Williams. Se va năpusti Raul, așa cum îl știm, cu lovituri de braț. Iată că îi agață piciorul Williams și îl trimite la podea printr-o secerare.
Dă bine cu brațele Carter Williams, răspunde și Cătinaș. Carter Williams, socotit unul dintre cei mai rezistenți sportivi, dintre jucătorii care are cea mai puternică bărbie, greu de pus la podea. A dat-o direct de stânga bună, Cătinaș. Croșet la pământ, Carter Williams. Excelent croșet de stânga, expediat de Raul Cătinaș. Zâmbește acolo Carter Williams, dar este numărat americanul. Îi reproșează arbitrului Cezar Gheorghe că a fost vorba doar de o împiedicare. Bun moment pentru Raul Cătinaș, care se repusește asupra lui Carter Williams. A doua numărătoare pentru american. Să vedem dacă se va mai ridica de la podea Carter Williams. Două knockdown-uri până acum, încă unul și s-a terminat cu Carter Williams. Trimit aceste ciocane pneumatice. Raul Cătinaș, nici Cezar Gheorghe nu mai poate să-l stăvilească. Trebuie să insiste cu loviturile de braț, îi dă timp să-și revină cu aceste lovituri de picior pe care Carter Williams le blochează. A picat acolo proteza lui Raul Cătinaș, momente pentru, bune pentru Carter Williams, care poate respira și își poate reveni. Îl pune la colț pe Carter Williams, a reușit acesta să se blocheze. Din nou croșeu de stânga. Carter Williams. Și final de meci, învinge Raul Cătinaș, victorie pentru români, sala erupe la Romexpo în picioare, spectatorii nu înțeleg ce mai reproșează Carter Williams, Cezar Gheorghe arată spre promotorul Eduard Irimia ca și cum Carter Williams nu vede bine ce se întâmplă în ring. A făcut knockdown de 3 ori în această primă repriză, Carter Williams. Probabil cuvinte de încurajare din partea lui Carter Williams pentru mult mai tânărul Raul Cătinaș. Iată, la 21 de ani, la K1 România, învingem un nume mare din circuitul K1. Îi ridică brațul, semn de respect, Carter Williams. Și iată ce gest plin de sportivitate, Williams l-a ridicat în brațe pe Raul Cătinaș. Câștigă Raul Cătinaș și ultimul superfight înaintea semifinalului în fața lui Carter Williams. Urmează Sebastian Ciobanu împotriva lui Mighty Mo.